După vizita domnului ministru al dezvoltării la Botoșani, am primit asigurări că vom primi fonduri pentru reabilitarea acestei clădiri, într-un fond de renovare clădiri deconcentrate. Suntem în stadiu în care facem expertiza clădirii și cât de curând mă voi deplasa la București pentru a obține acești bani pentru reabilitarea acestei clădiri. Pentru sistemul de sănătate va fi folosit nu neapărat pentru ca sediu ADSP, cât pentru a fi dat pentru orice activitate medicală. Deci avem asigurări de la domnul ministru că vom primi acești bani pentru renovarea clădirii.